Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea Până la marginile pământului. În cadrul emisiunilor noastre nu dorim să prezentăm doar lucrarea misionarilor români trimiși de bisericile din România pretutindeni în lume ca să ducă vestea bună. Misiunea transculturală înseamnă de asemenea mobilizarea bisericilor din România pentru a fi parte la marele seceriși. Am realizat că un instrument deosebit în mobilizarea bisericilor pentru misiune mondială îl constituie conferințele de misiune. În fiecare an organizăm conferința de misiune Romiscon. În cadrul acestei emisiuni și în cadrul emisiunilor viitoare, aș dori să vă prezint o parte din vorbitorii noștri, o parte din mesajele pe care le-au adus și prin care își doresc să mobilizeze păstorii și bisericele din România pentru misiunea mondială. Îl vom urmări în continuare pe pastorul Mircea de Teșan, a cărui temă tratează tocmai mobilizarea bisericilor din România pentru seceriși în Europa. El vine cu foarte multe informații, cu foarte multe date care cu siguranță vă vor provoca să vă gândiți mai mult la misiunea mondială. Să-l urmărim în continuare pe pastorul Mircea de Teșan. Am fost sincer foarte bucuros să văd oameni motivați în aceste zile, din ceea ce mi-au mărturisit. Oameni care au venit din alte localități, oameni care au venit din alte țări, oameni care mărturiseau despre lucruri care mie mi se păreau că sunt atât de normale, iar pentru ei a însemnat ceva extraordinar, ca și cum s-ar fi dat o cortină la o parte și au avut parte de o revelație. Biserica română a cunoscut în ultimul an, printre alte lucruri, un fenomen de mobilizare. Mobilizare pe care am remarcat-o prin atitudinea luată de către foarte mulți dintre noi cu privire la abuzul organizației Barnevernet din Norvegia. Vreau să vă întreb pe toți cei care sunteți aici câți dintre cei prezenți Ați fost implicați în sensul că ați făcut mai multe rugăciuni pentru eliberarea copiilor familiei Botnariu din Norvegia sau ați fost prezenți la vreuna din manifestările care s-au organizat cu această ocazie pentru ca să dăm un mesaj să se elibereze copiii acestei familii. Câți dintre voi cei prezenți ați fost la uh, această acțiune implicați? Vă rog să ridicați o mână. Este extraordinar. Vă mulțumesc foarte mult. Vreau să vă întreb în același timp câți dintre cei prezenți v-ați rugat cel puțin de trei ori pentru cei peste patru milioane de norvegieni care au nevoie să fie eliberați din robia secularismului în care sunt prinși. Ridicați o mână să vă văd. Cel puțin de trei ori așa. Vă mulțumesc. Observați diferența. Atunci când vorbim despre lucrarea bisericii Domnului Hristos, trebuie să ne intereseze în egală măsură eliberarea indiferent în ce situație se află oamenii, indiferent în ce robie ei se găsesc. Biserica lui Hristos trebuie să fie interesată de eliberarea oamenilor de sub puterea celui rău. De multe ori predicăm, învățăm pe alții dar nu practicăm și ni se pare că este foarte normal să trecem peste anumite lucruri care sunt deosebit de simple. Și vă dau un exemplu. Domnul Iisus Hristos spunea în Matei, în capitolul 5, versetul 44, ce să facem atunci când avem atitudini de persecuție sau de asuprire, cum este cazul copiilor familiei despre care menționam. Rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc și care vă asupresc. De câte ori ar trebui ca biserica să audă mesajul acesta și să facă lucrul respectiv? Eu personal cred că în momentul în care am observat ce se întâmplă cu acei copii, ar fi trebuit în egală măsură să ne rugăm și pentru mulțimea aceea care se află în Norvegia. Unii dintre voi ați fost în Norvegia și puteți să remarcați ce se întâmplă în Norvegia. La noi avem familii care au venit din Norvegia în urma situațiilor care s-au petrecut de anul trecut în coace dar oamenii aceia sunt în egală măsură prinși ca și mulți alții din alte teritorii în tot felul de mreje ale celui rău. Iar responsabilitatea bisericii este să meargă și să ducă mesajul evangheliei, să lupte împotriva forțelor întunericului, să elibereze pe cât mai mulți de sub această opresiune a întunericului. Și eu ca și fratele Basan, nu știu în ce an făcea el lucrurile acestea, îl căutam pe Dumnezeu Dumnezeu era o căutare pentru mine. Caut lumina, caut adevărul, caut împlinirea. Și în momentul în care m-am confruntat cu o Evanghelia curată, atunci am înțeles aici găsesc lumina, adevărul, împlinirea. Dumnezeu pune în inima oamenilor pretutind în chemarea aceasta, căutarea aceasta. Biserica trebuie să fie implicată. Cum facem implicare? Mobilizând oamenii. Mobilizarea înseamnă să activăm forța extraordinară care există în biserică, pentru ca să îndeplinească mandatul marii însărcinări. Atunci când vorbim despre o biserică în care mandatul însărcinării date de către Domnul Isus Hristos nu este prioritate, acolo nu vorbim despre biserica nou-testamentală. Biserica din Noul Testament, Biserica Domnului Isus Hristos are în centrul activității sale mandatul Marii Însărcinări. Dacă nu este așa, atunci vorbim despre eventual un club religios. Oricât de multă sfințenie este căutată să fie adusă acolo, între zidurile în care acea comunitate se adună. Și atunci când vorbim despre mobilizare, vorbim despre activarea forțelor care există, extraordinare forțe care există în Biserica Domnului Iisus Hristos. Atunci când vorbim despre mobilizare, înțeleg faptul că oamenii care sunt mobilizați sunt oameni care încep să vadă tot mai clar viziunea lui Dumnezeu pentru Biserica locală. Încep să vadă tot mai clar viziunea lui Dumnezeu pentru lumea de afară, încep să vadă tot mai clar cum anume se pot face punți de legătură pentru ca forța aceasta extraordinară a bisericii locale să intre și să fie activată, să îndeplinească ceea ce Dumnezeu îi oferă ca și mandat. S-a citit faptele apostolilor, capitolul 13, vreau să mai citesc o dată, versetele 1 la 3. În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători. Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cărmoitorul Rod și Saul, pe când slujeau Domnului și posteau Duhul Sfânt, a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Este mobilizarea pe care o face Duhul Sfânt în mod direct, prin cuvântul profetic. Și Pavel și Barnaba sunt oamenii care sunt trimiși. Mesajul meu este legat de ceea ce vedeți pe ecran, mobilizarea Bisericii Românești pentru Seceriș în Europa și dincolo de ea. Pentru că Biserica Pentecostală Română, că despre ea vorbim, să fie captată de nevoia mobilizării la Marele Seceriș, sunt nevoie sau este nevoie de câteva lucruri. Sunt câteva lucruri care trebuie să fie foarte clare, foarte bine așezate. 1. Este o înțelegere clară a mișcării creștine mondiale. 2. O convingere biblică referitor la slujba de mobilizare. 3. O demonstrare prin modele a importanței lucrării de mobilizare în bisericile pentecostale române. 4. O încurajare și susținere a mobilizatorilor în îndeplinirea lucrării și chemărilor. 5. O creștere a numărului de mobilizatori români. Penticostali care să fie scoși la marele seceriș. Vreau să vă mai uitați o dată peste ele. Dacă noi, Biserica Română, ajungem să ne îndeplinim mandatul, este că noi avem lucrurile acestea clar implementate. Avem o înțelegere clară că mișcarea creștină, de fapt, este o mișcare. Că lucrarea creștină este o mișcare că viața creștină, slujirea creștină este o mișcare. Despre creștinism vorbim ca despre o mișcare. În al doilea rând, să avem o convingere biblică. Pentru noi, ca și credincioși, este foarte important să știm că este ancorat în Biblie ceea ce noi suntem chemați să facem. Am observat și foarte bine este că întotdeauna când suntem în fața oamenilor lui Dumnezeu, care sunt interesați să facă voia lui Dumnezeu, să pornim de la aspectele biblice. Probabil că tocmai de aceea, împreună cu colegii de la echipă, ne-am gândit ca în fiecare dimineață să începem, după rugăciune, cu mesaj biblic. Și fratele Don McCary, cu experiența pe care o are extraordinară, a putut să ne aducă și să ne deschidă Scriptura în fiecare dimineață. Unul din motivele acestea pentru care facem asta este tocmai cel despre care vă menționam. Vrem să știm că suntem ancorați în Biblie. Și atunci trebuie să înțelegem slujba de mobilizare este biblică. Apoi trebuie să avem modele. Să avem modele prin viața noastră, prin slujirea noastră. Oamenii care au fost invitați să aducă mesajul lui Dumnezeu în zilele acestea, la conferința noastră, sunt oameni pe care noi am văzut că ei creează modele în privința mobilizării. Uneori am creat model fără să spun despre lucrurile acestea, în mod intenționat, dar am văzut că am creat modele. Sunt aici oameni care, din biserica pe care o păstoresc, care sunt o mare mângâiere și o mare încurajare și o mare bucurie pentru mine. Pentru că am înțeles că au văzut modele în Biblie și au văzut modele în viața mea. Au călcat pe urmele acestor modele. Unii dintre misionarii care sunteți aici, ați fost vizitați de cei care sunt prezenți aici și prin biserică au mers să aducă lucrarea lui Dumnezeu acolo în teritoriul în care voi slujiți. Pentru că au văzut modele, de mobilizatori și ei au mobilizat pe alții, au luat pe alții, au făcut rost de finanțe, s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu, susțin lucrarea de misiune, îi interesează, au devenit mobilizatori. Apoi, trebuie să susținem mobilizatorii. Oamenii aceștia trebuie susținuți, trebuie să-i încurajăm, trebuie să-i ajutăm. Sunt prea mulți cei care efectiv nu au viziune. Când spun despre viziune, mă refer, oameni care nu au viziune, mă refer în primul rând la oamenii din conducerea bisericilor noastre. Bisericile pentecostale române. Nu au viziune. Am vorbit cu un prieten de al meu care este păstor, și este unul dintre păstorii foarte bine respectați. Și mă bucur de lucrul acesta. A zis unde scrie în Biblie despre viziune. Unde scrie și de unde luăm noi lucrul acesta că mereu menționăm și spunem că trebuie să aibă liderul trebuie să aibă viziune. Omul lui Dumnezeu trebuie să aibă viziune. Unde scrie așa ceva? Am rămas surprins. Trebuie să-i susținem pe oamenii care au viziune și care înțeleg că trebuie să se dedice lucrării, să mobilizeze forțe la această mare slujire pe care Dumnezeu ne cheamă să o facem ca biserică. Și apoi să ne bucurăm să creștem numărul de mobilizatori. Dintre cei care unii au plecat, alții au rămas. Dintre cei care au plecat au fost unii care mi-au spus, eu am înțeles ce trebuie să fac de acum. Mie Dumnezeu mi-a dat la Parte. Eu voi fi un mobilizator. Vă dau un exemplu. Unul dintre frații care era foarte deranjat și a mărturisit în fața mai multora dintre noi. Recent am avut alegeri în biserică la noi. A zis el, a trebuit să facem alegeri. Și pe mine păstorul nu m-a pus pe lista de potențial membri aleși în comitet. Lista de candidați nu mai avea și pe mine și am fost tare tulburat și m-am dus la păstor și am spus pe mine de ce nu mai trecut să fiu un comitet? Și eu voiam să fiu un comitet. Și am fost dezamăgit. După un timp, mi-a spus că ar vrea să mă ocup de lucrarea de misiune a bisericii. Și a zis, ce mă interesează pe mine misiunea bisericii? Eu vreau să fiu în comitetul bisericii. Și a venit la organizarea aceasta a conferinței noastre și a plecat mișcat. Stăteam la masă cu el și îmi spusese și înainte și l-am rugat să spună și colegilor mei. A zis, mă duc și am înțeles ce are Dumnezeu pentru mine. Și comitetul este foarte puțin important pentru mine de acum. Eu vreau să mă implic în lucrarea pe care Dumnezeu o are pentru mine. Partea întâi, creștinismul, deci înțeles ca o mișcare. Doar despre două lucruri vreau să subliniez mai mult din cele menționate, cele cinci aspecte. O mișcare creștină mondială. A fost promisă mișcarea creștină mondială în Vechiul Testament. Pasaje pe care le cunoașteți, dar pentru că fac parte din contextul a ceea ce vreau să dezvolt, doresc să le menționez. În primul rând, Genesa 12, chemarea lui Avram. Te voi binecuvânta și ce i-a spus lui Avram? Toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Sublinierile sunt cu referire la lucrurile care țin de ceea ce înseamnă o mișcare mondială. Genesa 28 cu 14, când îi promisiunea, Sămânța ta va fi ca pulberea pământului, te vei întinde la apus, la răsărit, miază noapte, miază zi. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și sămânța ta. Apoi un pasaj din Isaia, capitolul 49 cu 6. Domnul Dumnezeu spune, este prea puțin lucru să fii robul meu ca să aduci înapoi rămășițele lui Iacob și ale lui Israel. De aceea te pun să fii lumina neamurilor, să duci mântuirea Până la marginile pământului. Și un ultim pasaj din Vechiul Testament. Daniel 2 cu 35. Atunci, fierul, lutul, arama, argintul, aurul s-au sfărâmat împreună și s-au făcut ca pleava din arie vara. Le-a luat vântul și nici urmă nu s-a mai găsit de ele. Dar piatra care sfărâmas echipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot Israelul, tot Babilonul, nu tot pământul. Aleluia lui Dumnezeu! O mișcare mondială. Uitați-vă cum s-a împlinit mișcarea aceasta a promisiunii pe care Dumnezeu a dat-o. În momentul în care s-a coborât Duhul Sfânt după înălțarea Domnului Isus Hristos, a născut biserica și a început perioada pe care o cunoaștem ca și perioada zilelor din urmă. Dacă puteți să observați un pic pe imaginea aceasta cum de la țărișoara aceasta și din micuțul Ierusalim s-a dus Evanghelia spre marginile pământului, după cum spunea cuvântul lui Dumnezeu în Ezechiel, capitolul 5, versetul 5, Ierusalimul acesta, cetatea aceasta așezată în centrul pământului, pentru ca să fie foarte ușor să se meargă în toate direcțiile, să nu fie de la un capăt la celălalt al pământului, ci din centrul pământului se poată să înceapă lucrarea aceasta de mișcare creștină. Ucenicii au început să ducă Evanghelia din Ierusalim spre marginile pământului, potrivit cuvântului din fapte 1 cu 8, Mișcarea creștină mondială s-a născut și a crescut cu o rată fenomenală. Permiteți-mi să citesc doar câteva versete așa pesărite din faptele apostolilor. În capitolul 2, versetul 41, să vedem rata extraordinară de creștere. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Versetul 47 ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. 4 cu 4. Mulți din cei ce au zis de cuvântare au crezut și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape la 5.000. Apoi, mai citesc încă 5 cu 14. Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult. suntem doar la începuturi. Și putem să mergem mai departe. Cuvântul lui Dumnezeu, 6 cu 7, se răspândea tot mai mult. Numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Creșterea extraordinară, fenomenală. Și mai citesc un singur verset, este 9 cu 31 din fapte. Biserica se bucura de pace în toată Iudeia, Galileea și Samaria. Se întărea sufletește, umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea la 3.000, la 5.000, o mulțime de bărbați și femei și apoi mulți preoți și tot mai mult se mărea și se extindea tot mai mult. Este o creștere fenomenală de care ne bucurăm în primele capitole în istoria existenței bisericii. Noul Testament trebuie deci înțeles ca și o mișcare, o mișcare creștină mondială. Priviți pe harta aceasta cum arăta în anul 100 aproximativ câte biserici deja existau în jurul uh, Mării Mediterane, biserici plantate de către biserica primară, de către primii ucenici, de către cei care s-au împrăștiat. Acum vorbim despre teritorii care le puteți citi, începând de la Libia, Egipt, Siria, Liban, Cipru, Turcia și așa mai departe, Albania. Acolo erau plantate biserici deja în anul 100. Extinderea a fost extraordinară. Priviți pe harta aceasta în creșterea care se poate vedea. Creșterea din secolul I. Toate aceste puncte sunt în jurul Mării Mediterane, sunt bisericile care existau în secolul I. Dar uitați, în secolul al II-lea deja cum a crescut mișcarea de plantare de biserici. Uitați-vă în secolul al III-lea, deja vorbim despre biserici în Europa, în nordul Africii, în Orientul Mijlociu și toate acestea s-au întâmplat pe perioada celor 10 mari persecuții care le-a cunoscut biserica. În fapte, Luca prezintă răspândirea Evangheliei referindu-se la oamenii pe care Dumnezeu i-a folosit. Oare ce ne spune asta? Ne spune următorul lucru. El a văzut creștinismul ca fiind o mișcare și s-a străduit să-l prezinte în felul acesta. Două trăimi din faptele apostolilor se referă la Biserica împrăștiată și doar o singură trăime se referă la Biserica adunată împreună. Uitați-vă oamenii pe care îi are în vedere datorită mișcării pe care vrea să o arate. Unul până la cinci în capitolul este Petru Ioan și ceilalți apostoli. De la 3 la 8 este vorba de de Petru și Ioan, ceilalți apostoli sunt, sunt rar menționați, apoi de la 9 la 12 Petru, Ioan și ceilalți sunt rar menționați și de la 13 la 28 Petru, Ioan și ceilalți sunt foarte rar menționați pentru că este Pavel, cel care călătorește foarte mult. De ce toate acestea? Pentru că, încă o dată, Luca se pare că a înțeles creștinismul că este o mișcare și l-a prezentat nu ca e, Biserica adunată, ci ca Biserica împrăștiată. Acum, generația noastră de credincioși ar trebui să înțeleagă la fel creștinismul ca fiind o mișcare. Sunt mulți oameni care n-au auzit Evanghelia. M-am auzit câteva statistici și o să vă mai arăt și eu ceva imediat. Tot ceea ce împiedică creștinismul să fie privit ca și o mișcare trebuie dat la o parte, pentru că, de fapt, aici este inima mobilizării. Creștinismul este o mișcare. De aici pornim cu dorința de mobilizare, când înțelegem că asta este creștinismul. Vreau să vă dau pentru meditație și eventual în discuții în grupuri mici, mai târziu, sau când călătoriți pe mașină, puteți să vorbiți, că nu o să avem timp să facem asta, dar gândiți-vă la următoarele întrebări. Credeți că în generația actuală, Biserica Pentecostală Română înțelege creștinismul ca fiind o mișcare? Orientată spre exterior, spre ducerea Evangheliei la alții, sau mai mult spre interior. De ce considerați ceea ce considerați? Dați câteva motive și apoi vorbiți despre câteva implicații ce decurg din acest fapt. Partea a doua. Mobilizarea trebuie văzută ca o lucrare cu caracter profetic. Vorbesc despre sarcina rămasă, ținând cont de progresul pe care deja Biserica l-a făcut în lucrarea de evangelizare. Ați auzit despre seceriș? Vorbim despre 16.464 de grupuri etnice existente în lume. 6.659 de grupuri etnice sunt încă neatinse cu Evanghelia. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că nu au o prezență a Evangheliei în propriul lor grup etnic. Să audă mesajul lui Dumnezeu în limba lor, să fie o biserică plantată ce poate să se multiplice în grupul respectiv etnic. Și asta reprezintă 6,4 miliarde de oameni care nu sunt urmași ai lui Isus Hristos în secerișul despre care vorbim. Apoi, totalul bisericilor locale, 6 milioane. Avem urmași ai lui Isus, 600 de milioane de oameni. Și atunci, sarcina în perspectivă. 857 de biserici locale necesare, dacă punem în procent, fiecare 857 de biserici locale ar trebui să fie cu atenție la un singur grup etnic neevanghelizat. Pentru că atunci când fiecare grup de 857 de biserici locale evanghelice și ar termina mandatul și ar evangeliza grupul care i-ar fi repartizat, sarcina ar fi rezolvată. Asta înseamnă, printre alte lucruri, un urmaș al lui Iisus pentru fiecare 11 necredincioși și ceea ce este cel mai important este că finalizarea mandatului este mult mai realizabilă astăzi decât oricând altcândva. Niciodată în istorie n-a putut să fie așa de ușor realizabilă sarcina. Gândiți-vă, 857 de biserici să țintească la un singur grup etnic neevanghelizat. Dar ce trebuie să fie răspunsul la lucrurile acestea? Mobilizarea tuturor credincioșilor de a participa la această lucrare. Acum vreau să vedeți țările cu cele mai multe grupuri etnice neevanghelizate și de ce am pus lucrul acesta aici? Pentru că pe lista aceasta a țărilor cu cele mai multe grupuri etnice neevanghelizate sunt patru țări în listă, în primele cinci țări. Patru țări în care, observați, este o altă culoare și probabil vă gândiți de ce și imediat știți de ce. Pentru că Agenția Pentecostală de Misiune Externă din România are reprezentare în patru din cele cinci țări în care există cele mai multe grupuri etnice neevanghelizate. India cu 2033 de grupuri, China cu 455, în Nepal cu 343 și în Bangladesh cu 339. Nu avem reprezentare în Pakistan, 435 de grupuri, dar avem misionari care lucrează cu pakistanezi. Lucrează cu persoane care sunt din context musulman, dar lucrează în alte țări. Așa că avem reprezentare cu agenția în toate aceste cinci, putem spune, țări sau în majoritatea din grupurile etnice care, care sunt prioritare sau sunt principale în țările acestea. O lucrare fără precedent în misiunea mondială. 65 de milioane de persoane în fiecare an aud Evanghelia pentru prima dată. Astăzi, 178 de mii de persoane aud Evanghelia pentru prima dată. 50 de mii de noi de biserici sunt plantate în fiecare an în lume. Baza biblică pentru mobilizare a fost o slujbă profetică în Vechiul Testament. Lucrarea profeților în Vechiul Testament în mod principal era chemarea să se întoarcă oamenii la Dumnezeu și să trăiască în conformitate cu, cu ceea ce le-a dat Dumnezeu ca și prioritate, cu chemarea pe care le-a așezat-o. În felul acesta profeții deveneau niște mobilizatori. Chemarea obișnuită pe care ei o rosteau era Întoarceți-vă la mine! Fiecare din pasajele acestea, Isaia 44, Neemia 1, 8 cu 9, Ioel și celelalte pe care le aveți aici, Zaharia 1 cu 3, Maliahe 3 cu 7 sau chiar în 1 împărață 18, când îi cheamă Dumnezeu prin Ilie pe popor să se întoarcă la el și să nu mai meargă după bal, pentru că altfel îl șchiopătau de ambele picioare. Dumnezeu vine și mereu și mereu spune și repete, întoarceți-vă la mine, întoarceți-vă la mine și le face promisiuni celor care primeau mesajul acesta. Era o mobilizare ca oamenii să se întoarcă la Dumnezeu. Cum este în Noul Testament? Ucenicilor li s-a încredințat Evanghelia pentru a o duce până la marginile pământului. Mereu și mereu auzim minunatul verset 8 din capitolul 1 și mulțumesc Duhului Sfânt că Luca l-a așezat acolo așa cum l-a dat Domnul Iisus Hristos. Este o mobilizare, o unealtă de mobilizare extraordinară pe care mereu și mereu trebuie să o spunem în bisericile noastre. Dar apoi este și un alt pasaj, 2 Corinteni 5, de la 17 pe la 21, unde mă impresionează felul în care spune Apostolul Pavel că nu spune că numai păstorii, numai evangeliștii, numai profeții, numai învățătorii, numai ceilalți să facă lucrarea de, 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 slujire a ducerii Evangheliei. Și vine și spune, dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă. Cele vechi s-au dus, toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate aceste lucruri sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat prin Isus Hristos cu El, și ne-a încredințat slujba împăcării. Cui a încredințat tot? Celor care sunt împăcați. Nu numai profeții, nu numai predicatorii, evangeliștii, păstorii, învățătorii, nu numai ei, ci toți cei care suntem împăcați și slavă Domnului pentru aceasta. Suntem o armată extraordinară care avem împăcarea și ne-a încredințat slujba împăcării. Noi, dar suntem ambasadori ai lui Isus Hristos. Și să duce mesajul acesta și Dumnezeu să ne ajute să facem mobilizare așa după cum au început ei să facă la începutul Noului Testament. Un exemplu pe care vreau să-l vedeți este surprinzător că la câteva luni de zile, după ce părăsește, după prima călătorie, părăsește Tesalonic, Apostolul Pavel, la câteva luni de zile, ajunge și e, când este în Antiohia, despre care spunea fratele Dan, și se întâmplă câteva lucruri acolo în Antiohia, când ajunge în Antiohia, este surprinzător, începe o altă călătorie de misiune și spune că merge prin Cilicia, ajunge prin Listra, e, cealaltă Antiohia, Iconia, Derbe și așa mai departe, dar vine și scrie într-o scrisoare pe care o adresează tesalonicenilor în capitolul 1, vine și le scrie acestor oameni chiar la începutul primului capitol din 1 Tesaloniceni, de zice despre faptul că în adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia în zona aceasta, ci zice mai mult decât atâta, despre credința voastră, vestea s-a dus, a răspândit pretutindeni. Adică pe unde se afla Apostolul Pavel în călătoria pe care a început-o acum la câteva luni de zile, de când el a fost la Tesalonic, el află despre ce credință extraordinară au cei de la Tesalonic. lucrul acesta arată despre o mobilizare extraordinară. Oamenii aceia și-au înțeles lucrarea de chemare pe care Dumnezeu le-a dat-o ca biserică de la început. Exemplu de profet mobilizator este Ioan Botezătorul. În Luca, în capitolul 1, versetul 17, spune cuvântul Domnului, va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie ca să întoarcă. Ce spuneam că în Vechiul Testament cerea Dumnezeu mobilizatorilor prin profeți, cuvânt profetic, să se întoarcă. Și Ioan Botezătorul este un mobilizator, să întoarcă inimile părinților la copii, pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un orăt bine pregătit pentru el. Conferințele pe care noi le facem, printre alte lucruri, țintesc și spre așa ceva. Nu numai faptul să încurajăm, să ajutăm, să mobilizăm, ci și să echipăm. Poate că fără să ne dăm seama, unele din lucrurile de echipare se ating și se realizează chiar și aici. Vă spuneam în zilele trecute că a fost pentru mine o mare bucurie că pentru întâia dată Comitetul Executiv al Cultului Creștin Pentecostal din România a avut la conferința aceasta o reprezentare majoritară Vreau să vă spun că nu este deloc puțin lucru acest aspect. Dar acest lucru s-a petrecut datorită faptului că, în momentul în care a venit președintele cultului la una dintre aceste abordări ale conferințelor agenției pe care noi uh, le-am avut în anii precedenți, el a dus mesajul că în conferință sunt lucruri care sunt foarte încurajatoare. Acest mesaj a fost prins, au venit alții și au fost interesați să știe mai mult despre agenție. Au invitat să meargă misionari de la noi, să meargă președintele agenției, să meargă reprezentanții ai agenției, ai bordului și să prezinte în conferințele comunităților lor lucrarea pe care o face Agenția Pentecostală de Misiune Externă. Și încet, încet vedem că oamenii sunt prinși. Pentru că este și o nuanță de echipare, chiar dacă nu denăm dăm seama, nu numai de mobilizare. Oamenii înțeleg lucrarea lui Dumnezeu când facem astfel de activități. Pentru ca Biserica Penticostală Română să fie captată de nevoia mobilizării la Marele Seceriș, vă reamintesc cele cinci lucruri. În primul rând, să înțelegem în mod clar, creștinismul este o mișcare mondială. În al doilea rând, să avem o convingere biblică referitor la slujba de mobilizare. Dragii mei, sunteți aici, oameni care sunteți păstori, așezați în fruntea unor biserici, sunteți misionari și sunteți oameni din uh, biserică, un pic impactați de misiune, cu anumite, știu eu, responsabilități, unii dintre voi, fiecare dintre noi care suntem aici să devenim un mobilizator, fiecare dintre noi să fim convinși că este o slujbă ce ne este încredințată. Apoi spuneam că mai este nevoie de modele și puteți să fiți un model, trebuie să încurajăm pe mobilizatori. Păstorilor care sunteți aici, dacă aveți oameni de felul acesta în bisericile dumneavoastră, încurajați-i. Dați-le oportunitatea să prezinte lucrarea pe care urmează să o facă, într-o călătorie de termen scurt. Am aici o echipă care e reprezentată prin cel care a coordonat lucrarea de misiune recent făcută într-o zonă din Balcani. Și obișnuiesc să-i dau posibilitatea câte unuia care coordonează o astfel de activitate să-i chemăm în față pe cei care merg pe termen scurt, să ne rugăm cu biserica pentru ei și să spună două, trei cuvinte, apoi eventual să dea un raport, câteva fotografii și ce s-a întâmplat acolo. Acum au fost în Bulgaria, au mers acolo cu o echipă de constructori să construiască un spațiu unde se poată să fie primiți misionarii care merg de la CRST și alții vizitatori și acolo să dezvolte o lucrare în care evangelizarea să poată să meargă mai departe. Pentru că în Bulgaria avem prima biserică de etnie turcă plantată prin familia de misionari pe care noi o avem acolo. N-au mai primit viză de Turcia, dar au mers într-o zonă turcească cu preponderență populație turcească din Bulgaria. Și acum echipa aceasta a noastră, probabil vreo 8-9, nu vreau să greșesc, este aici coordonatorul care a dus echipa acolo, a condor, coordonat lucrarea și au avut un buget de care aveau nevoie. Era mult mai mare decât se puteau ei gândi și nu aveau bani. Oamenii ăștia au zis că ei își pun la dispoziție zilele acelea, vreo 10 zile care trebuiau luate să nu meargă la muncă și să meargă să construiască în Bulgaria și să facă și evangelizarea. Ei bine, au transmis lucrul acesta. Au venit oamenii la ei și le-au dat bani și au spus vreau să folosiți pentru asta, vreau să folosiți pentru asta. Și au făcut listă. Și vineri seara, înainte să plece, la seara de rugăciune, l-am rugat să vină și să prezinte lucrarea. Și spunea printre alte lucruri că ultima sumă mică de bani care trebuia să fie acoperită a fost acoperită exact în ziua aceea. Dumnezeu a acoperit o sumă care pentru ei era fabuloasă, dar Dumnezeu le-a acoperit toate nevoile din punct de vedere financiar și a binecuvântat lucrarea aceasta. Trebuie să vedem o încurajare a mobilizatorilor. Este extraordinară. Îi aduce pe ceilalți să vadă împlinirea. Pentru că atunci când îți aduce un, un răspuns și îți dă un raport de ceea ce s-a întâmplat, biserica și oamenii care au investit rămân zidiți. Apoi o creștere a numărului de mobilizatori români. Fiți fiecare dintre cei care sunteți prezenți. Fiți un mobilizator. Fiți o mobilizatoare. Este o chemare pe care o avem. 3.000 de biserici penticostale în România. Oh, este extraordinar. Ne place să ne lăudăm și mă laud cu asta. 3.000 de biserici pentecostale în România. Amin, să crească numărul bisericilor. Și vreo 300 de biserici pentecostale române în diaspora europeană. Forța este extraordinară. Avem nevoie de cel puțin un mobilizator, a spune eu, pentru început, la fiecare 10 biserici pentecostale române. Asta ar însemna să avem 330 de slujitori, bărbați și femei, care să fie efectiv dedicați lucrării de mobilizare. Doamne, ajută la lucrul acesta. Cursul Cairos, despre care a făcut prezentare unul dintre colegii mei din echipa națională, care este chiar liderul deocamdată a echipei naționale Cairos, este o unealtă extraordinară de mobilizare. Ați auzit oameni care au mărturisit aici că au fost mișcați spre a se deplasa într-un teritoriu de misiune sau a se implica cumva în lucrarea de misiune în urma cursului Cairos a taberelor în care am făcut asta sau a zonelor sau bisericilor în care noi am făcut lucrul acesta. Ca și atunci când v-am vorbit despre e, și am amintit despre posibilitatea să ajutăm prin Biserica Locală lucrarea Credo TV. Tot așa vă spun și acum. Până la momentul când am zis că e, se poate lua câte o cutie de către frații păstori care sunteți prezenți și odată pe lună să faceți o atenție, o dărnicie, spuneți Bisericii, cei care doriți să susțineți lucrarea Credo TV, să luați o cutie. Până la ora respectivă n-a luat nimeni, niciun păstor, nici o cutie. Și trecuse destul timp, l-am întrebat pe fratele Iosif, a luat cineva vreo cutie ca să facă o generozitate prin biserică din când în când, a zis, n-a luat nimeni. Și am anunțat, și pe urmă s-au îmbulzit păstorii și am zis, măi ce minunat, trebuie să ne mai amintească din când în când cineva. Și eu vă amintesc despre cursul Cairos, Cursul Kairos este o unealtă. ați auzit mărturisiri ale oamenilor care au, măr au mărturisit, au spus despre modul în care Dumnezeu a transformat ceva în ei în urma cursului acestuia care prinde paza, baza biblică, istorică, culturală și strategică a misiunii. În bisericile dumneavoastră, iubiți păstori, luați legătura cu agenția, biroul executiv este la dispoziția voastră, avem echipe care pot să se deplaseze pentru câteva zile sau în câteva weekenduri și putem să facem cursul acesta de mobilizare în bisericile voastre. În încheiere, pentru meditație și discuție în grupuri mici, credeți că generația actuală, în generația actuală, Biserica Pentecostală Română înțelege creștinismul ca fiind o mișcare? De ce considerați ceea ce considerați? Dați câteva motive și apoi vorbiți despre câteva implicații. Și încă ceva, pe lângă ceea ce vă aminteam până acum. Cât de semnificativă vi se pare lucrarea mobilizării credincioșilor Pentecostal Români pentru Marele Seceriș? Puteți să vă gândiți la câteva uh, lucruri concrete pe care le veți face din punctul acesta de vedere. Plecați de la această conferință și sunt cel puțin două lucruri pe care de acum înainte le voi face. Ori le voi aprofunda mai mult, ori sunt lucruri noi care mi le-a deschis Dumnezeu în minte, în gândire, în lucrare, pe care vreau să le implementez, să le fac. Stabiliți-vă cel puțin două lucruri concrete pe care le veți face. Dumnezeu să vă ajute. L-am urmărit împreună pe pastorul Mircea de Teșan, vicepreședintele Agenției Pentecostale de Misiune Externă, aducând mesajul mobilizarea bisericilor din România pentru secerișul în Europa. În speranța că emisiunile noastre vă fac plăcere, vă țin preocupați, vă determină să vă rugați pentru misiunea externă, vă aștept cu bucurie și săptămâna viitoare, în aceeași zi, la aceeași oră, și nu uitați, vestea bună este bună doar dacă sosește la timp.